Eu am să trec aici în fața dumneavoastră pentru că aș vrea, pentru început, să mulțumesc, sigur, companiei care organizează acest simpozion, de fapt această manifestare pentru tinerii urologi. Mă uit în sală cu mare plăcere. Este un moment important pentru noi, dacă putem să transmitem câteva din aspectele experienței noastre. Și mesajele care sunt aici, cred eu că vor fi transmise și la clinicile de unde veniți și sunt convins că vor fi numai mesaje favorabile la această manifestare. Pentru prezentarea de astăzi, dacă se poate să o puneți, eu am ales o temă care cred că este de mare actualitate despre ce se întâmplă în 2019 cu tratamentul litiazei urinare, mai ales litiazei renale. Pentru că este un element important. Eu mă bucur foarte mult că în urma introducerii în România a tipului de abort flexibil, cu lase așa mai departe, cu câțiva ani buni în urmă, în clinica noastră și în alte centre din România există această preocupare, un lucru foarte frumos, un lucru modern, care sigur că astăzi vreau să încercăm să discutăm împreună despre valoarea acestui tratament. Acum, ce se întâmplă în 2019? Vedeți, ceea ce vă prezint astăzi se bazează pe experiența de la mai mult de 28 de ani. E prima ureteroscopie flexibilă care am introdus în România și până acum. După cum vedeți, sunt la ora actuală peste 17.500 de ureteroscopii efectuate în clinica noastră, 4.500 digitale, poate și mai mult acum, lucruri care ne dau, să zicem, posibilitatea să prezentăm în fața dumneavoastră câteva aspecte ale experienței. E adevărat că în această prezentare am încercat să arăt ce se întâmplă în timp cu concepțiile despre indicația tratamentului, în special endourologic. Și cum vedeți, Ghidul European de Urologie din 2010 arată, de exemplu, pentru calculii peste 2 cm, pe primul plan, sigur, abordul percutanat, SVL-ul pe planul 2, flexibilul de-abia era în discuție în 2010 și, bineînțeles, era și la paroscopia. Dacă vă uitați la calculii de între 1 și 2 cm, care sunt foarte frecvenți astăzi, pe primul plan SVL-ul, pe planul 2 abordul percutanat și, sigur, pe planul 3 abordul endoscopic, de-abia la început. În 2012, peste 2 ani, se schimbă situația, după cum vedeți, endourologia trece pe primul plan pentru calculii peste 2 cm și, bineînțeles, SVL-ul și endourologia pentru calculii între 1 și 2 cm apar la egalitate ca forță. Dacă ne uităm însă în 2019, vedem că abordul flexibil ureteroscopic este în plină dezvoltare, apare peste tot, apare în prima și în a doua linie, este Ghidul European de Urologie și acest lucru arată dezvoltarea tehnologiei, dezvoltarea, bineînțeles, a implementării tehnicii în mai multe clinici din Europa și din America, bineînțeles. Și dacă e să comparăm cu America, asta este un slide extrem de important pentru ei, sunt mult mai deciși când au elaborat acest ghid. Vedeți, pentru calculii de peste 2 cm, abordul percutanat, clar, fără nimic altceva. Dacă este calculul sub 2 cm, SVL-ul sau RIS, deci abordul retrograd, bineînțeles, al calculului. Sigur că în privința, să zicem, istoricului, trebuie să spun acest lucru, pentru că vedeți, în 1998, primii care au făcut această explorare
sau mai bine zis, acest tip de tratament ureteroscopic au fost Bagley și, și Grasso. Pentru mine, în 2003, deci 5 ani mai târziu, a fost o șansă foarte mare ca la Congresul Mondial de Urologie din Canada să fiu alături de ei într-un, era mult mai tânăr acolo, asta e, viața trece, încât alături de ei am avut o prezentare, un state of the art în privința, a fost un curs educațional, deci alături de acești doi mari corifei ai endourologiei mondiale, profesorul Strim este tot un american, un român și trei americani, asta a fost o șansă. De asemenea, dacă vedeți, în 2008, deci numai câțiva ani mai târziu, alături de profesorul Grasso, am avut o prezentare alături de el în care încercam să discutăm despre ureteroscopie și despre ureteroscopia flexibilă. Erau noutăți importante, cu rezultate importante atunci, sigur, care încercau să schimbe opinia urologilor de la din acel moment. Sigur că în 2018, anul trecut, la Singapore, la Congresul Societății Internaționale de Urologie de la Seul, una dintre debates, dacă vreți, un debate important al acestui congres a fost între mine și profesorul Grasso referitor la modul de abordare a ureteroscopiei. Deja un pas important înainte, dacă folosești ureteroscopul acela reutilizabil sau cele de unică folosință, deja un pas mare înainte, vedeți aspecte din cadrul acestui simpoziu. Sigur că atunci când, da, mulțumesc foarte mult, sper că nu mai, da, se aude cu ăsta, se aude, da? Sigur că atunci când încerci să faci o ureteroscopie flexibilă, îți trebuie absolut toate posibilitățile tehnice. Nu se poate dacă nu ai la dispoziție tehnologie care să-ți permită un abord, să zicem, important, exact, corect, în orice parte a rinichiului, cu aparatura necesară. Și aici am pus câteva aspecte importante asupra ceea ce numim noi a patra și a cincea generație de ureteroscope flexibile, care, sigur, multe au fost în clinica noastră. Una dintre întrebările importante care au fost la congrese internaționale, dacă ați fi un urolog tânăr și ați vrea să începeți activitatea, să zicem, să faceți ureteroscopie flexibilă, ce ureteroscop ați alege? Pentru că e o luptă mare, știți foarte bine, între cel Olympus, Storz și Vol, nu principalii. Sigur că există și cel american. Și un studiu care, este, zic eu, este extrem de important, a fost analizând aceste 7 ureteroscope flexibile, am pus aici și LithoView, de fapt asta este de unică folosință, știți foarte bine, de la Boston, și sigur că experiența arată că nu există diferență, asta e una dintre întrebările importante la care pot să răspund acum, că nu există diferență mare între ele, dacă vă uitați cu atenție, modul digital este sigur ideal, dar în același timp vedeți că Olympusul V are, după mine, viziunea cea mai bună și mai ales când vrei să faci filme științifice, îl faci cu Olympusul, are cea mai bun aspect. Dar dacă vrei să faci, să abord în calice secundare, în calice greu abordabile, o faci cu ștorțul, cu XC. Deci aici, la întrebarea asta, e o întrebare a la Pitia. Poți să le folosești pe toate în diverse însă indicații. Dacă ne uităm la indicațiile actuale, cel puțin în clinica noastră, dar și pe plan internațional, vedeți, am pus acea imagine de sus care arată câtă mare mobilitate și mai ales flexibilitate are. Puteți vedea foarte bine juncțiunea pielo-ureterală. Deci ureteroscopul se poate întoarce la 180 de grade, 360 de grade și puteți vedea foarte bine chiar juncțiunea pielo-ureterală, de unde ai plecat. Aici sunt indicațiile majore. Sigur, există pentru litiază renală în principal, mai puțin de 2 cm, asta ar fi indicația ghidului Societății Europene de Urologie, dar noi am extins această indicație și nu numai noi, dar și în alte clinici și o să vedeți probabil în anii viitori extinderea majoră a indicației ureteroscopiei flexibile.
Acum este evident că trebuie să discutăm câteva cuvinte despre aceste aspecte particulare, după cum vedeți, în obezitatea morbidă avem multe cazuri cu bolnavi care sunt hiperponderali sau supraponderali, greu de abordat percutanat, imposibil SVL, sigur, în coagulopatii, una dintre bările majore, sunt foarte mulți bolnavi astăzi care sunt anticoagulante, percutanatul, foarte greu de acceptat, greu de condus tratamentul, pre-abord percutanat, SVL-ul, la fel, risc. Singurul care ți-a mai rămas, care ar fi? Ureteroscopia flexibilă. La, bineînțeles, că aici e iar un aspect foarte interesant și o să vă arăt câteva imagini, câteva video despre calculii în diverticuli. Nu mai vorbesc despre modificările de statică, de modificări majore, sunt bolnavi care vin la noi cu astfel de probleme, nu mai vorbesc despre anomaliile renale, despre malformațiile renale în care abordul endoscopic pare să fie cel mai puțin traumatic. Sigur că dacă ne uităm la acest lucru, și asta e unul dintre mesajele importante pentru dumneavoastră. Vedeți? Toți și rezidenții tineri, și am foarte mare încredere în dumneavoastră, mă uit cu mare plăcere la dumneavoastră, sunt convins că veți fi mult mai buni ca noi. Deci vreau să vă spun că dacă vă uitați la ghidul european de urologie și la ghidul american, majoră deficiență. După cum vedeți, toți spun ce? Diametru. Da? Nici unul nu vorbește despre volum. Lucru care l-am discutat chiar acum câteva săptămâni la Congresul Mondial de Endologie. Eu am fost într-un comitet alături de câțiva dintre liderii, să zicem, în endourologie. Și iată aici un slide care mi-a fost trimis sau mi l-a în sfârșit pus la dispoziție profesorul Traxe, în care, după cum vedeți, dacă vă uitați la un calcul de un centimetru în volum, dacă e ca să-l tratăm în bucăți mai mici, deci el ajunge la 8 bucăți pentru 0,5 centimetri, dar dacă e un calcul de 2 centimetri, la 64. Deci este diferența foarte mare și gândiți-vă că 0,5 e așa la limită ca să se elimine spontan. Sigur că dacă mă uit la ghidul european de urologie și la ghidul american, pentru că am vrut să le pun pe astea două fiind cele mai importante, după cum vedeți, contraindicațiile la ureteroscopie, amândouă ghidurile, spun foarte clar. Deci, în afară de, să zicem, niște probleme care ai, să zicem, ți le dă anestezistul pentru anestezie generală, nu există niciun fel de contraindicație specifică pentru abordul flexibil. Toate celelalte, și le știți perfect, și ați văzut în clinicile dumneavoastră, și abordul percutanat, și știu eu, SVL-ul, și alte metode, au contraindicații și sunt lucrurile clare și te limitează ca să poți să-l aplici la toți bolnavii. Iată corelația volum și dimensiunea, după cum vedeți, un calcul de un centimetru ar fi 1 pe 1 pe 1, ar fi un centimetru cub, dar cel de 2 centimetri în diametru are cât? Are 8 centimetri cubi. Iar cel de 3 centimetri încă nu putem să îl punem în ghid, pentru că realizați că are 27 de centimetri cubi în volum. Acest slide este de asemenea pus la dispoziție de profesorul Traxe. Este ultima discuție care am avut-o la Abu Dhabi despre ce se întâmplă de fapt cu tratamentul flexibil. Iată, 2 cm, 4 cm pălățime, așa cum spune ghidul european și american, n-are nimic comun cu 1 cm de fapt, deși el are, dacă te uitați, 4 pe lungime. Și care este problema? E diferența uriașă atunci când evaluezi cazurile respective. Și aici este un caz care el l-a prezentat, de asemenea, vedeți, un calcul care este exact ce am arătat un pic mai sus. E diferență foarte mare. Acum, sigur că depinde și de experiența fiecăruia. În mâinile experimentate, vedeți, un centimetru cub se poate rezolva în cât? În 35-40 de minute. Nu-i puțin. Gândiți-vă, 2-3 cm cubi, 3 cm cubi,
în condițiile laserului holmium, pe care sunt mulți care l-au văzut în clinicile lor, suntem limitați de această tehnologie. Nu complet, o să vedeți că avem și alte posibilități. Și de aceea, ideea principală era pentru care ghidul vrem ca anul viitor și comitetul de litiază la nivel european și mondial vrem să modifice ghidurile, este litiaza multiplă. Vedeți? Aici, de exemplu, am pus Andreas Gross și Thorsten Bach, care sunt două personalități importante din Germania, arată rezultate, stone free în 74% din cazuri. Dacă ne uităm la Grasso, vorbeam de profesorul Grasso, după 1,6 proceduri, vedeți, posibilitatea de stone free este 87%, bineînțeles 94% pentru calculul renal. Sigur, sunt calcul peste 2 cm, pentru că asta este obiectivul principal, și dacă uitați la traxe, sigur, iată, calcul până la 6 cm, incredibil. Dacă te duci oriunde și spui că faci un calcul de 3-4 cm diametru, că nu prea volum, vorbim de volum, un mare deficit, absolut mare, în toate publicațiile de la care au fost, în sfârșit și sunt în acest moment, din păcate, după cum vedeți, există posibilitatea în seziuni multiple, 2-3 seziuni multiple, seziuni în care, sigur că se ajunge până la 90% stone free, că se poate. Mai mult decât atât, dacă uitați la o altă evaluare, calcul, de exemplu, care, sigur, aici sunt 120 de pacienți, deci este un număr important, deci este, are o valoare statistică, zic eu, vedeți că în primul stadiu, 58%, dar la a treia procedură este de 96%. Acum, ce vreau să vă spun? Sunt convins că și la dumneavoastră, ca și la noi, există mulți bolnavi care spun: domnul doctor, parcă n-aș vrea să-mi dea cineva o gaură rinichi. Sau: domnul doctor, parcă n-aș vrea să fac SVL pentru că am un prieten care după SVL a avut colică renală, a avut febră, l-au intervenit, a avut Stein strease, vai de mama lui. Sau i-a dat cu SVL-ul de 3 ori și calculul pare mai mare. Deci ideea este că sunt foarte mulți bolnavi care acceptă acest lucru. Îi spui de la început că nu poți într-o singură ședință, pentru că este un calcul în volum important, dar există a doua ședință. Sigur, bolnavul a doua zi acasă, deci pierde o zi. Practic eu asta fac vinerea, sâmbătă el este acasă. Deci nu este niciun fel de probleme asupra, să zicem, asupra lui, asupra evoluției lui. Dacă vă uitați la Bagley, ce vorbeam mai devreme, în 2018, vedeți? Multiple stage procedures. Deci este evident că și americanii și europenii, din ce în ce mai mult, sunt înclinați către acest mod de gândire, de tratament multistage, chiar în litiaza importantă, în litiaza voluminoasă. Sigur, aici am pus Giusti, este un italian reprezentativ pentru endourologia mondială la ora actuală. La fel, în decembrie 2016, el publica aceste rezultate, care sunt într-adevăr remarcabile pentru tehnologia respectivă. Am pus aici, sigur, și un alt studiu al lui Giusti, care este demonstrat același lucru. Care este unul din mesajele importante pe dumneavoastră? Holmium laser este history în acest moment. Fiți atenți ce spun. Holmium laser, în litiaza aparatului urinar, este history. De ce? Pentru că în acest moment, după cum vedeți aici, noul venit este thulium. Este un nou laser cu alte posibilități tehnice și mai ales altă posibilitate de a trata pietrele sau calculii, de a fragmenta. După cum vedeți, fragmentation, unde scrie acolo fragmentation high value și mai ales la oxalatul de calciu, care este unul dintre cel mai dur, de 4 ori mai repede îl fragmentează sau îl transformă în dust. Sigur că dacă ne uităm la acest slide, el ce arată? Că pe un studiu făcut, după cum vedeți,
în 114 centre din lume, deci având practic aproape 12.000 de pacienți, din punct de vedere al complicațiilor, sunt numai 3,5%. Este un studiu care arată cât de minim invaziv, dacă poți să spui, între ghilimele, că nicio metodă nu e minim invazivă. Nu există minim invazivitate totală. Dacă vine la dumneavoastră un bolnav să spună, am auzit de o ureteroscopie flexibilă, că e extraordinar și poți să ai complicații și la ureteroscopie flexibilă. Trebuie să fiți foarte atenți cum vorbiți cu bolnavi. Dar este numai 3,5%. Asta este un mesaj important pentru dumneavoastră. Sigur, tot după Ghidul European de Urologie, pentru că ăsta este un fir roșu după care trebuie totul să vorbim, sigur îl îmbunătăți, sunt sigur că în 2020 sau 2021 va arăta altfel din punct de vedere al tratamentului litiazei, iată, arată diverticului calicial, anomaliile sunt pe primul plan, încep să apare ureteroscopia flexibilă. Și aici am pus una din experiențele care zic că au fost importante pe plan internațional cu acest diverticul, vedeți, aspecte de diverticul cu pielocalicial, cu litiază în ele. Și aici am pus în mod special pentru dumneavoastră 4 video în care vedeți cum se poate aborda endoscopic cu ureteroscopie flexibilă. Iată, se incizează coletul acela punctiform, unde este diverticulul, după care o să vedeți cum se pătrunde în diverticul și calculul este apoi fragmentat, fie în dusting, fie în fragmenting. După cum vedeți, sunt 4 cazuri care le-am pus în mod special și în care vedeți cum se extrag fragmentele, cum se prelucrează și cavitatea rămânând în final o cavitate largă, cu comunicare largă, cu restul sistemului pielocalicial și cu calculii care sigur sunt fragmentați, sunt extrași în totalitate. Acum este vorba despre aceste modificări majore, importante. Sunt bolnavi care, te uiți, este aproape incredibil. Bolnavi cu litiază care sunt în niște poziții care nu știu dacă pot să-ți permită fie percutanatul, fie, știu, poate SVL-ul, dar în care ureteroscopia flexibilă are o valoare cu totul remarcabilă. Și dacă uitați aici, numai în ultima săptămână am avut 4 cazuri cu rinichi în podcoavă, la care le-am făcut ureteroscopie flexibilă și, sigur, în condițiile în care această tehnică este, zic eu, una dintre cele mai adecvate. Acum, ce v-am spus la început și ce încerc să vă precizez acum? Vedeți? Din punct de vedere al laserului utilizat, este clar că am avut în clinică și neodimium, care sigur l-am desfințat, era mult prea dur, mult prea agresiv. Nu mai vorbesc de celelalte două, KTP. Sigur că holmium este la ora actuală standard, dacă te uiți în Ghidul European de Urologie, standardul tratamentului cu laser este holmium. Greșit. Va dispare. Dacă ne uităm la această nouă evaluare cu tulium, ce vă spuneam mai devreme, e aproape ca lungime de undă, dar ceea ce vreau să vă arăt acum este că, vedeți, evoluția este evidentă. Și pentru clinicile dumneavoastră, dacă este ca, în sfârșit, să poată face o investiție, vedeți, de la litotriția standard, aia care a fost acolo, prima, și cu care sunt toate studiile, sunt comparate, dacă vă uitați în literatură și vă uitați ureteroscopie și ceva de genul ăsta, cu asta s-a lucrat, mai ales cu standard. High frequency, ceva mai nou, iar long pulse și short pulse, e iar o altă tehnologie, mai nouă, care ți are. De fapt, ce sunt tehnologiile astea? Toate au obiectiv să poată să spargă piatra mai repede, orice tip de piatră, să o transforme fie în dust, fie în fragmente cât mai mici, ca să poată fi eliminate. Vedeți? Dacă mă uit la aceste posibilități din 2019, pentru că la ora actuală majoritatea sau marea majoritate sunt de genul ăsta, vedeți? Sunt reglaje pentru pulse duration, pentru energy și pentru frequency, da?
Deci așa arată un monitor de laser performant. Și dacă mă uit la posibilități, câte combinații pot fi? Sunt 8 combinații posibile. Deci un urolog cu experiență are niște, să zicem, ghidaje, dar mesajul meu principal pentru dumneavoastră e că fiecare piatră are personalitatea ei. Există, sigur, niște criterii generale, dar trebuie să tatonați acel calcul. Vedeți? Dacă mă uit la acest slide, l-am pus în mod special pentru că mi-a plăcut foarte mult de la Dragoș, care, sigur, că arată care sunt, să zicem, setările importante pentru a realiza, în sfârșit, dust sau fragmenting, iar aici sunt experiența noastră, cea care încercăm să o introducem la nivel european, în ghidul european de urologie pentru anul. După cum vedeți, și asta este un lucru important pentru dumneavoastră, sper, este long pulse, care înseamnă 800 de microsecunde, cu low energy 0,5 joule și cu high frequency. Preferăm high frequency. Asta pentru ce? Pentru dusting. Dacă mă uit la fragmenting, short pulse, deci am schimbat tipul de utilizare a laserului, cu high energy, deci vedeți, e schimbare completă, și cu low frequency. Diferența este foarte mare. Aici ăsta este idealul, dacă vreți, pentru tratamentul, să zicem, cu laserul în litiaza urinară. Ce avem tot așa, de vreo 2-3 ani? Avem într-adevăr un lucru frumos, Moses, adică acest efect este, sigur, realizat, de fapt e un efect modulated pulse, este, practic, vedeți, aici am aspectul cu ce se întâmplă când aplici acest Moses efect. Moses, deci se desface apa când lovești cu laserul, iar fibra care acționează impulsul de laser lovește non-contact, deci fără să atingă piatra. Și atunci posibilitatea de a sparge piatra e mult mai mare, mult mai puternică. Nu există transmiterea apei, care e un obstacol. Ăsta seamănă Moses. Sigur, știți foarte bine legenda, nu? Bun, și acum dacă venim la obiectivul nostru, vedeți, am pus 2019. Ce avem nevoie azi? Azi avem nevoie de thinner and faster. Avem nevoie de o metodă cu care să putem merge către o tehnologie mult mai rapidă și mai eficientă pentru litiaza respectivă. Vedeți? Avem super high frequency. Asta avem nevoie. Avem nevoie de smaller fibers. Vedeți? Noi la Holmium avem fibrele cele mai subțiri de 200-270 de microni. La Thulium sunt de 50 de microni. Sunt de 5 ori sau de mai subțiri. Deci vă dați seama că atunci flexibilitatea ureteroscopului nu e absolut deloc influențată. Pot să mă duc absolut unde vreau cu ureteroscopul respectiv, cât îmi permite tehnologia lui, bineînțeles. Bun, și dacă ne uităm la acest deziderat, este unul din calculuri care am scos în 2001, deja 18 ani de atunci, nu? Vreau să vă spun că încă nu am ajuns la performanța să rezolvăm endoscopic, ureteroscopic, așa ceva, dar, după cum vedeți, acest tulium, vă spuneam, de 50 de, cu diametru de 50 de microni și, iată, au 1000 de herți, deci o evaluare, o forță absolut remarcabilă dacă compar cu laserul Holmium, de-aia vă spuneam de Holmium, că după mine e deja depășit, sau sper să fie depășit. Și aici sunt caracteristicile principale. Este, sigur, de 4 ori puterea de ablație mai mare. Sigur, este de asemenea higher pulse rates și așa mai departe, lucru care, sigur, sunt în favoarea acestui laser. Aici sunt, de asemenea, din 2019, în Journal of Urology, primele experiențe mondiale cu, sigur, Olivier, care este
corifeul acestor noi tehnologii și, sigur, dacă analizăm... Bun, un pas important e ce vă spuneam mai devreme, ce am prezentat într-un slide anterior în care eram într-un debate cu profesorul Graxo. Vedeți? Iată ce putem să obținem. Fibra aia laser, dacă, de exemplu, ai un calcul în calice inferior și trebuie să faci o curbură foarte mare a flexibilului către calice inferior, fibra laser se poate rupe. Eu ce am pățit. Vedeți? Să rupe unde? În ureteroscop. Și când tu dai cu laserul, obții o dita mai gaură, cum am arătat-o aici. Lucru care, sigur că în clipa următoare ai murit pentru că ai făcut praf 15.000 de euro. Lucru care, sigur că nu e foarte, foarte interesant, dar asta este. Și atunci, plecând de la această idee, vedeți, noi avem ureteroscope prin tips and tricks pe care, sigur, datorită experienței, au ajuns până aproape de 200 de proceduri. În toate cărțile, dacă te uiți, la ureteroscopele flexibile, ce spun? Până în 50. După care, dacă se strică, aia e. Atâta garantează, între ghilimele, garantează producătorul. Acum, sigur că trecem la faza următoare. Single use. Trebuie să spun câteva cuvinte, pentru că, după mine, ăsta este un viitor. Un viitor absolut extraordinar pentru bolnav. Vedeți? Am pus aici câteva aspecte din, iată aici, Pusănu, din clinica noastră, și dacă vă uitați, are, vedeți, țin cu degetul în partea din stânga și aici apare acea flexibilitate pasivă. Deci odată să mișcă el cum vreau, în axul care vreau, dar dacă el întâmpină un obstacol, mare o flexibilitate, vedeți, uite, acum se vede foarte bine, da? Și dacă vă uitați la slide-ul celălalt, diferența de flexibilitate, slide-ul din stânga, da? Slide-ul în care am pus un XC sau un Olympus, nu mai știu ce am pus, cred că XC am pus, și care, sigur, vedeți diferența mare de flexibilitate când poți să abordezi calice care altfel ar fi foarte, foarte greu, mai ales în anomalii, de exemplu. Încât, iată câteva aspecte, intraoperatorii, sigur, astea sunt primele din România, cu acest single-use ureteroscop, care, sigur că vedeți, imaginea este foarte bună, se văd perfect calicele, se pot vedea pietrele în calculii care îi tratezi și tratamentul este la vedere, clar, cu, aici este, după cum vedeți, în partea din dreapta este chipping. Chipping ce înseamnă? Sunt patru tehnici. Chipping înseamnă când tratezi calculul de jur împrejur. Deci tratezi marginea încercând încet, încet să-l micșorezi. Asta înseamnă chipping. Da? Este aici. Acolo, dacă vedeți la mijloc, este dancing. Când tratezi piatra în totalitatea ei, încercând să mergi așa. Deci asta ar fi un fel de, așa o comparat-o în literatură, dancing. Da? Și mai este popcorn, cum este acum în slide-ul din dreapta, vedeți cum calculii se sparg cu laserul popcorn, adică vedeți foarte clar cum ei se fragmentează ajungând în fața fibrei laser. Am ales în mod special imaginile astea, pentru că nimic nu este mai important într-o prezentare decât imaginea, adică ce vedeți. Și asta cred eu că și sunt convins că voi veți face mult mai bine în anii care vor urma. Și aici am pus un slide care îmi aparține. Este un slide care cred eu că și l-am pus la congrese internaționale. Vedeți, în acest moment vorbim de PSA for stones. Ce înseamnă asta? Înseamnă personalized stone approach. Adică, așa cum v-am spus mai devreme, fiecare calcul are o personalitate a lui, cu tratamentul lui. Și dacă înainte am avut, vedeți, acel reutilizabil cu apeleam la, făceam la toți bolnavii, asta e standard, apoi recent au apărut cele care sigur că au o specificitate, iar ultimele, astea astăzi single use, și dacă ne uităm aici, vedem că pentru single use este extrem de important, n-ai nevoie de sterilizare, e ureteroscopul pentru un singur bolnav, e al lui. Al doilea,
nu există infecții. Al treilea, maintenance. Zero. Nu există. Ce maintenance? Deci este single use. Deci nu mă mai interesează. Să rupe, asta e. Deci ideea este că nu mai ești nebunit că la fiecare ureteroscopie ai riscul de a distruge un aparat care îl faci jos cu greu. Sigur că are cea mai bună deflecție. Ați văzut și voi. Comparativ, le-am pus unul lângă altul. Să vedeți diferența între ele. Și, bineînțeles că, în final, vreau să închei cu un lucru care sigur vă va interesa foarte tare. Un lucru care nu prea se discută la congrese. Vedeți? Este un lucru cu totul special despre temperatura intrarenală în tipul ureteroscopiei flexibile. Vedeți? Dacă ne uităm cu atenție la ceea ce s-a scris în literatură, sunt multe, multe studii care încearcă să arate ce se întâmplă în interiorul inimii, în sistemul pielocalicial, când fac ureteroscopie flexibilă. Și, vedeți, dacă ne uităm aici, vedeți că dacă folosesc 70-80 de secunde fără irigație, foarte important, ajung în rinichi la o temperatură de 70-80 de grade. Groaznic! Deci, realizați cât de importantă este irigația. Cu orice tip de laser. Aici am pus, sigur, timpii și este un studiu foarte, foarte interesant. După cum vedeți, la 1 joule și la 40 de herți. Standard, dacă vreți. Fără irigație. 70 de grade, praf ai făcut rinichiul. Dacă ne uităm mai departe, vedeți, aici este de asemenea foarte important tipul de irigație, după cum vedeți, după 60 de secunde de folosire. Ce înseamnă 60 de secunde? Un minut, nu? După un minut, la irigație înaltă aproape că nu se simte, adică depinde ritmul de, să zicem, spălarea rinichiului și iar un lucru care trebuie remarcat și trebuie știut asta. Am avut situații în care am fost solicitat și nu aveam irigație. Nu pot să fac. Nu se poate și nu vă sfătuiesc. Dacă nu vedeți bine ce faceți și dacă nu e o lumină permanentă și o spălare permanentă, e un dezastru. Poate fi un dezastru. Pentru că, dacă ne uităm la următorul slide, vedeți aici este, am comparat și e de fapt un studiu din 2019 care compară ce? Ce vă spuneam mai devreme? Tulium, deci super pulse tulium fiber, cu cine? Cu high power holmium, ultima găselniță a holmiumului, da? High power. Și, dacă vă uitați cu atenție, vedeți că pentru popcorning, pentru fragmentation, pentru dusting, vedeți, sunt foarte apropiate ca temperatură la care poți să ajungă dacă nu există o... să zicem, o tehnică corectă. Vedeți? Iar un lucru important. Uitați ce se poate întâmpla. Studiu făcut experimental, da? Cu folosind laserele, extraordinar, laserul, toată lumea este încântată, nu se poate fără laser. E Mercedes-ul de astăzi, urologiei moderne, tipuri de laser peste tot, numai ecrane 4K și așa mai departe. Sigur că, după cum vedeți, se poate întâmpla un dezastru, iată un studiu experimental, no irrigation. Și în final, ultimul meu slide se referă la ce cred eu că va fi viitorul și sper cât mai curând, sper să-l apuc și eu, voi sigur l-apucați, este viitorul cu single use, cu nou laser, cu robotul în urologie și mai ales cu imaginea 3D, care cred că va intra și la ureteroscopie. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult!